Vreau să vă spun că la prima oră cum ne trezim, de acum suntem în sportzal, facem trenirovcă, pe urmă după asta putem, dacă dovedim, facem abiedul cu... Băcând și la 5 mă trezesc ca să fiu și în comisia. Dacă mai am timp, iau masă, iarăși la antrenament, seara servicii, proiecte. Se propune de exclus grupa sanguine din toate tipurile de buletine. Domnule Constantin, v-aș ruga totuși să aveți o atitudine mai politicoasă. Doriți să luați cetățenia română? Dacă sincer, mai degrabă aș vrea să mi-o dați dumneavoastră. Adică eu pot schimba băieță și să o luăm noi. Dar dacă mi-o dați odată, n-avem probleme și am plecat. Da, cred că vă descurcați și singur. Și eu cred, dar depinde și de în ce visavaie categorie sunteți dumneavoastră. Adică eu pot să vă iau două ori, dar mă tem că la mine spatele leacă probleme. Bine, bine. Aici o să vă punem câteva întrebări ca să vedem dacă vă putem oferi cetățenia. Eu de-am știu răspunsurile. Care? Ce care? Care răspunsuri? Răspunsuri? Despre ce vorbeam? Am zis că am să vă pun câteva întrebări și dumneavoastră ați spus că știți deja răspunsurile. Ah, da. Care sunt ele? Primul, nu, n-am fost eu. Doua, nu, eu nici nu eram în țară. Trei, nu, nu l-am bătut eu. Și patru, nici nu știu despre ce-i vorba. Frumos. Aici veți avea parte de altfel de provocări. Da, eu pot să fac dacă trebuie adjumenii cu aplauză la spate, dar eu nu știu dacă pot să fac mai multe de 50. Haideți să începem, că mai e multă lume care așteaptă să intre. Haideți. Prima întrebare. Care este capitala... Lisabona. Stați că nu am pus încă întrebarea. Da, dar eu am dat răspunsul. Da, dar nu asta era întrebarea. Da, dar acesta era răspunsul. Dar nu la întrebarea mea. Da, dar e răspunsul meu. Gata, bine, fie. Lisabona. Ok. Următoarea întrebare. Dar am să vă rog să mă lăsați să spun întrebarea până la capăt. Uh-huh. În ce an a avut loc Marea Unire? 1918. Adică? Mă iertați, eu pur și simplu nu știu răspunsuri la întrebările acestea. Adică eu știu cine l-a bătut pe Mike Tyson, știu cât a durat boiul dintre McGregor și cu Nurmagomedov, știu cine a furat miliardul. Oi. Nu, nu, nu. Domnule Constantin, ați răspuns corect. Ce? La întrebare. La ce întrebare? Despre unire. Și care era întrebarea? V-am întrebat în ce an a avut loc Marea Unire. Și eu ce am spus? 1918. Asta eu anul am avut în vedere sau... Sper că da. Nu? Da, cum nu? Bine, bravo! Următoarea întrebare. Uh-huh. Cine a scris imnul României? Cum, de pe imnul nu se cântă? Că într-adevăr se cântă, dar întrebam cine a scris versurile. Bine, vă dau un indiciu. Andrei... Năstase? S-a băgat amuși pe temile astea? Dacă prind pe stradă, absolvia 3 pe poșcă. Gata, potoliți-vă. Haideți să ne liniștim. Veniți mâine și ridicați cetățenia. De pe ce să venim? Trebuie să venim mai mulți? Adică? Nu, am spus că să venim. Cetățenia e grea, trebuie să o apucăm mai în forță. La pot să iau băieții de la trenirovcă, dar vreau să-i las mâine să caut campionat de grabă. La revedere. Da, la revedere. A, domnule Constantin. Da. Dumneavoastră ați spus că știți răspunsul la întrebarea cine a furat miliardul. A, da. Cine? Ce cine? Clar. La revedere. Revedere. Miliardul. Furat.